Guerilla Camp. Accelerat de Dacia, business liberat de Telecom, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salutare, dragilor! Iată-ne din nou în studioul Guerilla Camp Live. Un alt invitat astăzi alături de noi. Astăzi o avem, bineînțeles, aici în studio pe Elena Ovreiu. Bună dimineața, Elena! Bine ai venit! Cine este Elena, ce studii are și ce experiență până acum? Bună, Sorin! Elena este fondatoarea LifeCare. Ca studii am un doctorat în domeniul tehnologiei medicale, pe care l-am obținut în Franța, la INSA de Lyon. Am experiență de cercetare și am studiat pe toate continentele, pornind din Singapore, Israel și China și Columbia. Iar ca experiență, lăsând la o parte experiența academică, în România am fondat cea mai mare școală de vară pe tehnologii medicale din Europa de Sud-Est și Europa Centrală. Este un eveniment relevant în acest domeniu, unde aduce cei mai buni specialiști din domeniu. Glow Advanced Heating Technology. Oricare ar fi culoarea, oricare ar fi povestea, bucură-te de ea! Cu ce idee ai venit și te-ai calificat tu la noi în Guerilla Camp și care este povestea din spatele ideii? Cum ai ajuns la ea? Ideea cu care am venit este LifeCare. LifeCare este un device simplu de purtat, ca un plasture, care monitorizează continuu și în timp real persoanele care suferă de boli cardiovasculare. Am înțeles. Unde crezi că va duce ideea ta? Adică unde vezi proiecția ei în viitor, Elena? Ideea mea este produsul meu și startup-ul nostru, ceea ce producem noi, va fi folosit de toate persoanele care suferă de boli cardiovasculare din România și nu numai. Pentru că device-ul este gândit astfel încât să nu influențeze stilul de viață al userului, al celui care îl folosește, și în același timp să-l monitorizeze continuu, să fie într-o continuă legătură cu medicul, cu spitalul, iar în cazul în care se întâmplă ceva, este vorba de o urgență, atunci va fi notificat atât spitalul, cât și un membru al familiei. Sună foarte, foarte, foarte interesant. Dacă ar fi acum, uite, tu ești una din cele 15 idei, 15 pentru România, pe care le-am adus noi aici în Guerilla Camp, dacă ar fi să transmiți un mesaj colegilor, celorlalte 14 idei cu care stai jos aici în campul nostru, care ar fi acel mesaj? Să nu renunțe la ideea lor, pentru că în cele din urmă, chiar dacă acum li se pare că este greu, cu muncă și cu perseverență vor reuși să ajungă acolo unde își doresc. Mulțumesc frumos! Guerilla Camp, accelerat de Dacia, business liberat de Telecom, parteneri Aqua Carpatica și HP.